Cu ocazia împlinirii a 85 de ani de la înființarea primei instituții de învățământ în domeniul chimiei militare, vineri 6 mai, baza de instruire pentru apărare CBRN din Câmpul Ungmuștel și-a deschis porțile pentru elevii instituțiilor de învățământ din municipiu. Aici au fost ținute cuvântări, s-a vizitat muzeul instituției, au fost ținute expoziții de tehnică, de armament și s-a prezentat echipamentul din dotare. Ziua de 7 mai reprezintă pentru personalul bazei de instruire pentru apărare CBRN Ungmuștel un moment cu adânc semnificație. Sărbătorim 85 de ani de existență a învățământului militar în arma apărare CBRN. Doamnelor și domnilor, astăzi la acest aniversar, permiteți-mi să-mi exprim admirația față de tradițiile instituției, față de oamenii care au muncit în această unitate, care și-au pus amprenta asupra destinului și asupra istoriei instituției, a învățământului militar de chimie. Astfel, prin perseverență, tenacitate, abnegație și spirit de sacrificiu, generațiile care de-a lungul timpului au făcut parte din această unitate au participat efectiv la dezvoltarea și modernizarea învățământului militar românesc, la perfecționarea pregătirii de specialitate în armă, la instruirea și formarea pentru viață unui număr însemnat de cadre militare active, în rezervă, soldați gradați profesioniști. Onorată asistență, în încheiere doresc să mulțumesc tuturor participanților la această festivitate care au onorat invitații instituției noastre și să le urez tuturor celor prezenți sănătate, realizări profesionale, personale și un sincer la mulți ani instituției de învățământ Armei Apărării CBRN. Vă mulțumesc! La activitate, alături de personalul bazei, au fost prezenți reprezentanții Ministerului Apărării Naționale, ai autorităților publice locale, precum și cadre militare, în rezervă și în retragere, care au ținut să cuvânteze cu această ocazie. Tot aici au fost prezenți și elevii instituțiilor de învățământ din municipiu, care au asistat la prezentarea tehnicii militare, a armamentului și echipamentului din dotare. La zi de sărbătoare, felicitări și urări pentru dumneavoastră, domnule comandant Bălan, și pentru trei personalul bază de instruire. De la înființare și până în prezent, această instituție faniună a Armei Apărare CBRN a reprezentat și constituie o structură care are un rol deosebit de important pentru Armata Română. Pe viitor, vă doresc sănătate, putere de muncă și cât mai multe succese! Existența bazei de instruire pentru apărare CBRN din Câmpul Lung se înscrie în tradițiile de luptă ale zonei Mușelului, mărturie fiind mulțimea de monumente ale eroilor neamului aflate în zonă. Finalul ceremoniei s-a încheiat cu o paradă militară, organizată de cursanții și cadrele militare ale instituției CBRN Câmpul Lung Mușel.